Detașarea cărturarului a fost deseori anulată de finalitatea morală. De atitudinea participativă dictată de sentimentul patriotic și de vocația literară, dictată de sentimentul patriotic și de vocația literară. Grigore Ureche a ales cu grijă cuvântul expresiv. A ales cu grijă cuvântul expresiv. Fără a avea conștiința, că se depărtează de datoria, asumată de, citat, istoric. Așa se consideră, istoric, datoria asumată de istoric. În istoria, cu majusculă, în istoria literaturii române de la origini până în prezent, George Călinescu afirmă că toată mierea cronicii lui Ureche, se reduce la cuvânt. La acel dar fonetic de a sugera faptele. Prin foșnitura și aroma graiului. Frazele cad ca niște brocarturi grele. Astea-s brocarturile. Sau în felii ca mierea. Închidem citatul. Considerând că Ureche a avut talentul de a scrie,
Nu putem accepta afirmația pe care o face același critic. Nu putem accepta afirmația pe care o face același critic. Care critic? George Călinescu. Și anume că ghilimele, puncte de suspensie, invenție episodică ureche nu are, invenție episodică ureche nu are și să povestească nu știe. Și să povestească nu știe. S-a terminat citatul. Nu trebuie să omitem faptul că în secolul al XVII-lea nu trebuie să omitem faptul că în secolul al XVII-lea fantezia epică virgulă, mai ales a unui scriitor de formație clasică, mai ales a unui scriitor de formație clasică, și Grigore Ureche, evident, a fost unul dintre aceștia, da? Nu își putea permite mari libertăți. Nu își putea permite mari libertăți. Virgulă, cu atât mai mult, cu cât materialul epic era restrictiv, cu atât mai mult, cu cât materialul epic era restrictiv, al unei istorii în bună măsură atestată documentar. Al unei istorii în bună măsură atestată documentar. Plecând de la axioma clasicității, plecând de la axioma clasicității, clasicității structurale a cronicarului, Nicolae Manolescu ajunge să constate că Nicolae Manolescu ajunge să constate că acest clasicism constă, acest clasicism constă în acreditarea eroicului. Subliniați, constă în acreditarea eroicului. Virgulă, a monumentalului, a măreției naturale, a monumentalului, a măreției naturale, ca și în aplicarea selecției evenimentelor, ca și în aplicarea selecției evenimentelor și a unui stil și a unui stil solemn, concis.